În cea de-a șaptea lecție despre curentul electric continuu, vom discuta despre gruparea rezistoarelor. Atât grupările în serie și paralel, cât și grupările mai complexe, precum stea și triunghi. Gruparea rezistoarelor este de două tipuri, și anume gruparea în serie, când rezistoarele au același curent trecând prin ele, precum în această imagine. Deci avem trei rezistoare, R1, R2 și R3, și curentul ce trece prin ele va fi același, I. Dorim să găsim o rezistență echivalentă în serie care poate înlocui această grupare de rezistoare în același circuit, adică între aceleași puncte A și B. Având aceleași diferențe de potențial și același curent trecând prin rezistor. Observăm că putem scrie diferența de potențial sau tensiunea dintre punctele UAB în felul următor. Alegem sau denumim două puncte intermediare: C și D. Și observăm că UAB, care prin definiție este potențialul din punctul A minus valoarea potențialului din punctul B, se poate scrie ca VA minus VC plus VC minus VD plus VD minus VB. Dar mai departe observăm că VA minus VC. Este potențial, diferența de potențial sau tensiunea de pe primul rezistor. Deci acesta este U1. La fel VC minus VD este diferența de potențial de la bornele rezistorului 2, deci este tensiunea U2. Și în final VD minus VB este diferența de potențial de la bornele rezistorului 3. Deci este U3. egalitatea intermediară este evidentă pentru că toți termenii, toate potențialele intermediare se simplifică. Deci putem vedea că VC, minus VC plus VC e 0 și la fel minus VD plus VD este 0, deci obținem VA minus VB. În concluzie putem scrie că Tensiunea totală, U, care este UAB, este egal cu suma te tensiunilor de la bornele fiecărui rezistor, U1 plus U2 plus U3. Dar tensiunea totală este rezistența echivalentă mulțită cu curentul I, deci vă reamintesc căutăm un RS astfel încât UAB și I să fie aceleași. Deci U va fi RS ori I iar u1 va fi r1 ori i, u2 va fi r2 ori i și așa mai departe. Simplificând curentul i, care este comun în gruparea în serie, obținem ecuația pentru rezistența echivalentă în gruparea în serie, care este suma rezistențelor individuale. Dacă rezistențele sunt egale, atunci rezistența echivalentă în serie va fi numărul de rezistente, rezistențe înmulțită cu rezistența individuală. Cel de-al doilea tip de grupare este în paralel. Gruparea rezistoarelor în paralel are loc atunci când ele au aceeași tensiune și nu curent la borne. Vedem acest tip de grupare în această schemă. Deci avem trei rezistențe sau rezistoare mai precis, R1, R2, R3. Ele având aceleași tensiune, U1 fiind UAB, U2 fiind tot UAB și U3 fiind din nou UAB. La fel încercăm să găsim o rezistență echivalentă pe care o notăm cu RP, astfel încât diferența de potențial sau tensiunea dintre punctele A și B să fie aceeași, iar curentul I să fie și el același, curentul total. Deci avem un curent I uh, pentru RP și avem același curent I total pentru gruparea de rezistoare. Vom avea, bineînțeles, curenți notați cu I1, I2 și I3 pe fiecare ramură. Din uh, prima lege Kirchhoff pentru Nodul A, putem vedea imediat că I este egal cu I1 plus I2 plus I3 și pornim de la această ecuație. Deci, I este egal cu I1 plus I2 plus I3 în acest caz. Dar, din schema sau circuitul echivalent, putem scrie că I este egal cu UAB, adică U împărțit la rezistența echivalentă în paralel, și la fel. I1 va fi UAB împărțit la R1, I2 va fi UAB împărțit la R2 și I3 UAB împărțit la R3. În concluzie, putem scrie că inversul rezistenței echivalente în paralel este egal cu suma inverselor rezistențelor individuale. Dacă acestea sunt egale, obținem că rezistența echivalentă a grupării în paralel va fi rezistența individuală împărțită la numărul de astfel de rezistențe. O alt, un alt tip de grupare a rezistențelor sau de grupări a rezistențelor sunt așa numitele rezistenți în stea și în triunghi. Gruparea rezistențelor în triunghi se referă la forma geometrică. Și ea este aceea de triunghi, după cum vedem, în culoarea albastru deschis. Deci, rezistențele R1, R2, R3 sunt grupate în triunghi în această rețea electrică. Această grupare în triunghi R1, R2, R3 este apoi cuplată la alte rezistențe R4 și R5. Putem calcula rezistența echivalentă RAB. Aplicând legile lui Kirchhoff. Câteodată, în schimb, este foarte util, adică mai rapid și mai eficient calculul, dacă transformăm, spre exemplu, această grupare în triunghi, din nou în albastru deschis, într-una în stea. O grupare în stea este cea în culoarea roșie. Deci, gruparea rezistențelor RA, RB și RC din această rețea. Se va numi o grupare în stea, pentru motive evidente. Deci, haideți să vedem cum se calculează rezistența între echivalentă dintre punctele A și B folosind o transformare triunghi stea. Păi, foarte simplu, relația de la care plecăm pentru a rezolva acest caz este aceea că rezistența totală sau echivalentă între punctele AM în gruparea triunghi trebuie să fie egală cu rezistența între aceleași puncte AM în gruparea stea. La fel, rezistența între punctele A și N în gruparea triunghi trebuie să fie egală cu rezistența între aceleași puncte AN în gruparea stea și, în fine, că rezistența dintre punctele M și N între în gruparea triunghi trebuie să fie egală cu rezistența dintre M și N în gruparea stea. În felul acesta vedem că dacă rezistențele în cele două grupări între AM, AN și MN sunt egale, atunci bineînțeles că cele două grupări de rezistoare, cea triunghi în albastru deschis și cea stea în roșu, vor fi echivalente. Haideți să vedem ce înseamnă asta. Rezist, pentru a calcula rezistența în gruparea triunghiului între punctele A și M, vedem că putem să ajungem există două grupări. Există gruparea R1 cu o singură rezistență și apoi gruparea cu două rezistențe, R2 și R3, între punctele A și M. Deci, între punctele A și M există o grupare în paralel între R1 pe de-o parte și R2 și R3 pe de cealaltă parte. Folosind relația pentru gruparea în paralel, putem spune că 1 împărțit la RAM triunghi va fi egal cu 1 pe R1 plus 1 pe R2 plus R3. Asta înseamnă, din nou. Că între punctele A și M, R1 și pe de-o parte, și R2 și R3 pe de cealaltă parte sunt în paralel, iar R2 și R3 sunt în serie. Deci asta înseamnă această ecuație. Deci de aici putem scrie că RAM în gruparea triunghi este egal cu R1 pe lângă R2 plus R3 împărțit la R1 plus R2 plus R3. <coughs> Scuzați. Iar RAM în gruparea triunghi trebuie să fie egal cu RAM în gruparea stea. Dar RAM în gruparea stea este RA plus RB. Deci putem scrie mai departe că acesta este egal cu RA plus RB. Astfel avem o primă relație care leagă rezistențele stea A și B de rezistențele triunghi 1, 2, 3. La fel, între punctele A și N din motive identice, putem scrie același set de ecuații. R, A, N, triunghi, este egal cu 1 supra R2 plus 1 supra R1 plus R3. Din nou, ca să explicăm, pentru a ajunge de la A la N între aceste două puncte, avem două laturi, două trasee, unul cel direct care trece prin rezistența R2 celălalt care trece prin R1 și apoi R3. Deci, R2 este în paralel cu gruparea serie R1-R3. Gruparea serie are rezistența echivalentă R1 plus R3, deci o grupare în serie a lui R1 cu R3 va rezulta într-o rezistență echivalentă R1 plus R3. Iar această grupare R1 plus R3 se află în paralel cu R2 în raport cu punctele A și N. Și deci, rezistența totală echivalentă între punctele A și N va fi inversul ei, va fi 1 pe R2 plus 1 pe R1 plus R3. Deci, R AN triunghi va fi egal cu R2 pe lângă R1 plus R3 împărțit la R1 plus R2 plus R3, iar acesta va fi egal cu rezistența echivalentă în stea între A și N, deci va fi egal cu RA plus RC. Avem o al, do al doilea set de ecuații și în mod evident, fără a mai explica, din cea de a treia egalitate, Aplicând același raționament pentru punctele M și N, vom obține că Rmn triunghi va fi egal cu R3 pe lângă R1 plus R2 împărțit la R1 plus R2 plus R3, care este egal cu rezistența MN în stea, care este R. B plus RC. Aceasta este cea de-a treia, cel de-al treilea set de ecuații. Deci avem trei ecuații cu trei necunoscute, RA, RB, RC, și din, această, din acest set de un sistem de trei ecuații cu trei necunoscute se află RA, RB și RC. Și apoi, în final, putem calcula rezistența dintre A și B, dar de data aceasta folosind Valorile pentru rezistențele în stea. Deci, eliminăm rezistența în triunghi, rezistențele în triunghi, și obținem pentru cele în stea că RAB, care este format din rezistența RA în serie cu restul. Deci este RA plus rezistența echivalentă, să numim punctul acesta cu C, cu O, deci rezistența echivalentă dintre O și B. Iar rezist, ne uitându-le la, schem, la rețea, la circuit, observăm că între O și B avem rezistențele RB și R4 în serie, RC și R4 tot în serie, iar aceste grupări sunt în paralel între ele. Deci putem scrie că 1 pe ROB este egal cu 1 pe RB plus R4 plus 1 pe RC plus R5. Deci, din nou, B și 4 sunt evident în serie, C și 5 sunt evident în serie, deci rezistențelor echivalente sunt sumele iar uh, cele două rezistențe echivalente sunt în paralel între punctele O și B. Deci avem această relație și în concluzie putem scrie că RAB este egal cu RA plus RB plus R4 înmulțit cu RC plus R5 împărțit la RB plus RC plus R4 plus R5. Și în felul acesta am aflat rezistența echivalentă dintre punctele A și B. Dar nu am folosit relațiile sau legile Kirchhoff, ci am folosit uh, relația dintre grupările stea și triunchi.